Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență, dr. Constantin Baia Mare, au anunțat astăzi că la nivelul ambulatoriului Activitățile medicale suspendate pe perioada stării de urgență se vor relua treptat. Solicitanții pentru examinări medicale trebuie să știe că se respectă în continuare condițiile de igienă și distanțare socială. Fiecare persoană care intră în spital va purta mască de protecție și va respecta măsurile de igienă a mâinilor. Se menține unde este posibil consultul prin telemedicină, contactându-se cabinetul sau medicul specialist. Toate consultațiile directe, exceptând urgențele, se vor face pe bază de programare. Se recomandă programarea telefonică, dar este permisă și prezentarea directă la fișier Programările se fac în ordinea solicitărilor, indiferent dacă sunt consultații care îndeplinesc condițiile contractuale sau consultații contra cost. În momentul programării, solicitanții trebuie să comunice biroului de programare datele personale. Programarea este posibilă pentru o perioadă de maximum 14 zile calendaristice. Ora programării va trebui respectată, admiterea în incinta unității fiind posibilă doar cu 20 de minute anterior programării la consultație. Se admite un singur însoțitor pentru fiecare pacient care are nevoie de acest lucru. Reprezentanții celei mai mari unități medicale din Maramureș informează că solicitanții trebuie să se prezinte la triaj cu 30 de minute anterior orei programate, iar după efectuarea acestuia, se vor adresa ghișeului alocat pentru specialitatea solicitată, amplasat în holul mare al spitalului. Nu se permite așteptarea îndelungată în fața cabinetului medical și pentru pacienții programați de medicul specialist curant trebuie să se anunțe din timp la fișier ora programării. Reprezentanții spitalului mai precizează că s-au luat măsuri pentru ca întocmirea fișelor medicale, cum ar fi cele pentru conducători autos sau pentru portarmă, să se facă în timp redus, prin gruparea cabinetelor care le întocmesc. Achitarea taxei pentru acestea se poate face la oricare din fișierele ambulatoriului. Solicitanții se prezintă pentru întocmirea fișelor, având obligatoriu asupra lor adeverința cu antecedentele medicale eliberată de medicul de familie.